Primul premiant al serii este Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Primește premiul special pentru susținerea antreprenoriatului românesc. Camera de Comerț și Industrie a României este o instituție veche, cu notorietate, iar reprezentanții acesteia sunt astăzi foarte implicați și devotați pentru a îmbunătăți economia din țara noastră. Mihai Daraban este în funcția de conducere de 8 ani, iar în opinia sa, foarte multe probleme din prezent s-ar lega de o slabă gestionare din partea statului, nu? Categoric. Așa este. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României găsește ca fiind prioritară la momentul de față o atenție mai mare la ceea ce înseamnă infrastructura din România. Vă invităm să ne spuneți câteva. Mulțumesc foarte mult, bună seara, e o onoare pentru mine să primesc acest premiu. În general, noi dăm premii. Noi avem prin lege, suntem organizatorii topului național al firmelor, cu o metodologie unică, în sfârșit nu vreau să intru în detalii, oricum, repet, n-am fost obișnuit să primim premii, am fost foarte obișnuiți ca domnișoarele să înmânăm diplome. Vreau să vă spun că noi, într-adevăr, suntem un apărător ai mediului de business din România și aici mă refer la toate companiile cu J la poartă, adică persoane juridice române, indiferent de natura capitalului, categoric că suntem sprijinitorii capitalului autohton, pentru că firmele străine, în general, vin cu know-how deja stabilit, cam știu ce au de făcut dinainte de a lua decizia de a investi în România. Noi am venit totdeauna în spațiu public arătând ce se poate face, sau mai bine zis, situația actuală, ceea ce ne îngrijorează și de fapt pentru lucru pentru care am început un demers de vreo săptămână vis-a-vis de reducerea cheltuielilor administrative ale statului, au plecat de la niște simple premize și anume că am ajuns la înspăimântătorul deficit al balanței comerciale de 34,1 miliarde de euro după 2022, față de 28,3 în 2021, față de 23,8 în 2020 și, dacă vreți, mă duc mai departe, față de 8,7 în 2015. Cred că lucrurile acestea trebuie să ne pună pe gânduri. Cred, pare rău că nu-i domnul Pieleanu aici, cred că cel mai eficient sondaj de opinie în rândul consumatorului este cifra de la import. Toți am auzit de producție pe stoc, dar niciunul n-am auzit de import pe stoc. Anul trecut am importat de 126 de miliarde de euro și cred că este necesar să resetăm economia națională astfel încât să venim în întâmpinarea consumatorului român. Cifra de la import, repet, este probabil cel mai bun indicator despre ce vrea sau ce vrea consumatorul român. Ca să poți aduce acele investiții în bunuri de larg consum, România trebuie să fie predictibilă în primul rând fiscal. Să aibă un cod fiscal cu o fiscalitate joasă și predictibilă pe termen lung. Cum putem face? E greu. Pentru că cum putem atrage capitalul? E greu. Forță de muncă multă și calificată nu prea mai avem. Nu putem să oferim unui producător sau investitor în producție niciun teren. Cred că, dacă îmi permiteți, și săpăm în față la Fenicia 3 metri în pământ și dăm de pământul altuia. Deci nu avem ce oferi nici la acest capitol, așa cum Ungaria a oferit uzinelor BMW la Debrețin. Și atunci ne rămâne această fiscalitate redusă. Ei, cum se poate face decât prin reducerea cheltuielilor administrative ale statului, ca să se creeze acel confort bugetar, ca să putem face acest lucru. Și nu în ultimul rând, vă spun că acest demers a plecat și pe principiu cea mai bună apărare e atacul. Pentru că mai devreme sau mai târziu, mediul de business va deconta tot ce înseamnă gaură bugetară și cred că ce am auzit în spațiu public e doar începutul. Și atunci este momentul, că și foarte mulți prieteni m-au întrebat, doamne, ce te mână în luptă, ce te-a apucat pe tine cu reorganizarea administrativă? Nu, scăderea cheltuielilor administrative
Eu am vrut să spun 11 județe, dar probabil eram acuzat că mi-a întors seriul cheița. Și atunci am zis 15 pe formatul curților de apel. Deci, încă o dată, demersul nostru de aici a plecat, să apărăm mediul de business în fața unor eventuale creșteri de taxe, pe care, din păcate, trebuie să recunoaștem, sunt inevitabile la cum merge situația. În orice caz, în încheiere, fără să-l flatez pe prietenul meu, sau mai bine zis, fără să vreau să-i fac vreun rău, dar una din cheile și, dacă vreți, ca România să se dezvolte, ar trebui să avem guvernanți cu CV-ul domnului Sebastian Burdujea. E o realitate... Sau măcar cu inteligența artificială. Better. Oricum, vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă spun, Camera de Comerț, așa cum este ea, este o instituție veche în România, de la 1864, în lume a plecat la 1599 la Marsilia. Este o instituție care există de bine de rău în toate statele lumii. Nu avem noi cea mai bună lege a Camerei de Comerț. Am încercat să o schimbăm, dar am avut anticorpi. Sper că și cu sprijinul mass mediei și cu sprijinul noastră a mediului de business să reușim să schimbăm această lege a Camerei de Comerț și aș sublinia cu demisia mea pe masă, dar măcar să iasă ceva, să avem un sistem coerent și performant. Vă mulțumesc! Felicitări! Mediul de business dorește să fie susținut în continuare de Camera de Comerț.